Aparatele de ultimă generație au fost puse prioritar pe lista de investiții pe care Spitalul de Vian le va face în acest an. La noi investiții putem spune că am achiziționat deja ventilatoarele pentru secția de ATI, aparate care au fost necesare în vederea acordării îngrijirilor medicale pacientului critic, pentru că veneam din trecut cu doar 5 ventilatoare și acest lucru era destul de insuficient pentru această secție și pentru faptul că, nu de mult, incidența accidentelor de circulație, accidentelor colective crește și adresabilitatea către spitalul nostru este din ce în ce mai mare. Cele 3 aparate de care depinde viața sau moartea victimelor în stare gravă au fost achiziționate de la o firmă de top în domeniu care livrează acest tip de echipamente medicale. În acest moment, la secția de ATI pot fi ventilați mecanic între 8 și 10 pacienți în stare critică. Cele 6 ventilatoare care sunt pe sălile de operații pot fi folosite în cazul în care există un accident cu mai multe victime. Însă, dacă sunt folosite acestea, acolo nu se va mai putea organiza o intervenție chirurgicală, locul respectiv fiind blocat. Interesul nostru a fost să mărim numărul de ventilatoare în secția de ATI, tocmai pentru a degreva acele blocuri operatorii de tratamentul pacienților critici în bloc operatoriu, ci ei este normal să-i tratăm în ATI. Banii necesari investiției de la Spitalul Județean de Urgență Deva în valoare de 160.000 de lei au fost alocați din fondurile Consiliului Județean Hunedoara.